Vă salut, eu sunt Casian și astăzi vreau să analizez un clip în care doamna Daniela Roba povestește ce a făcut dumneaei la prima întâlnire cu cel ce i-a devenit soț. Cei care nu știți cine este doamna Daniela Roba, însă ați auzit la știri sau ați citit nu demult în presă despre un soț care și-a lovit soția în cap cu ciocanul în timp ce ea dormea, iar apoi a bătut-o cu bestialitate, ei bine, acea soție este doamna Daniela Roba. Vă mărturisesc că eu când am auzit știrea aceasta și când aud în general astfel de știri în care o soție a fost bătută cu bestialitate de către soțul ei, mă întreb de fiecare dată, măi, cum a ajuns femeia asta să se căsătorească cu un astfel de bărbat? Când am mai auzit că doamna Daniela Roba mai este și pocăită, am fost și mai curios să aflu cum a ajuns dumnea ei să se căsătorească cu un astfel de bărbat. Și vă spun sincer că mă așteptam să descoper anumite greșeli făcute încă de la începutul relației. Pentru că de obicei când se întâmplă lucruri foarte grave într-un cuplu și se analizează inclusiv perioada de început a relației, se descoperă greșeli făcute încă din acea perioadă. Acum eu nu mi-am propus în acest clip să analizez relația lor de când s-au cunoscut și până au ajuns la acest incident. Și nici unde au greșit fiecare. Și mi-am propus să analizez doar un clip de câteva secunde în care doamna Daniela Roba vorbește despre ce a făcut dumnea ei la prima întâlnire. Așa că vă invit să ascultați acest clip, iar apoi am să vă arăt trei greșeli pe care eu cred că doamna Daniela Roba le-a făcut la prima întâlnire cu cel ce a devenit soț, iar după un timp a vrut să o omoare. La prima întâlnire, nu știu dacă îți spun și dacă mă crezi, la prima întâlnire l-am trecut soțul meu iubit. Fără ca el să știe, eu l-am trecut în agenda telefonului soțul meu iubit. Și când el s-a dus să facă nota de plată, eu am sunat-o pe sora mea și i-am spus, Ana, da, m-am mărit. Cu cine? Hai, lasă-mă, zice, hai, lasă-mă, hai, cred. Nu, vreau să spun că m-am mărit, l-am cunoscut pe unul, zic, e prima întâlnire, are ochii verzi, vreau să spun că cu ăsta m-am mărit, pentru că ăsta sigur îmi face copii frumoși. Eu vreau pe ăsta să-l iau de bărbat, nu, nici nu, să nu te gândești. Hai, Dana, lasă-mă, zice, iar tu cu ale tale. Zic, nu, crede-mă, chiar așa va fi. Și așa a fost să fie. Bun, întrebare. Decizia doamnei Daniela Roba de a trece în agenda telefonului soțul meu iubit pe o persoană cu care s-a întâlnit fizic pentru prima oară, vi se pare o decizie bună sau una greșită? Prima greșeală pe care eu cred că doamna Daniela Roba a făcut-o la prima întâlnire cu cel ce a devenit soț, iar după un timp a vrut să o omoare, a fost că l-a trecut în agenda telefonului soțul meu iubit încă de la prima întâlnire. Și poate că unii dintre dumneavoastră nu vedeți nimic greșit în asta. Dar ascultați-mă. Dacă facem așa ceva, riscăm să ne adormim mintea și să nu mai continuăm să analizăm acea persoană pentru că am analizat-o la prima întâlnire și am tras deja și concluzia finală. Concluzie pe care ar fi trebuit să o tragem mult mai târziu. Și asta se vede prin faptul că am trecut-o în agenda telefonului soțul meu iubit sau soția mea iubită. Și de aici și până la a ne și căsători pe repede înainte, ceea ce s-a și întâmplat în cazul doamnei Daniela Roba după doar 3 luni, este doar un pas. Apoi descoperim că ne-am căsătorit cu o persoană cu care nu ne potrivim sau care va face lucruri șocante. Apropo, eu nu cred că o persoană foarte calmă și sănătoasă la cap, dintr-o dată poate deveni o persoană de o violență ieșită din comun ca soțul doamnei Daniela Roba. Ci cred mai degrabă că noi nu avem ochii minții suficient de deschiși încât să vedem dacă persoana cu care ne întâlnim este o persoană violentă sau nu. Și nu avem ochii minții suficient de deschiși pentru că singuri ne închidem tot mai mult cu fiecare decizie greșită pe care o luăm, decizie greșită cum ar fi cea de a trece în telefon soțul meu iubit sau soția mea iubită, o persoană pe care am întâlnit-o fizic o singură dată. Trebuie să înțelegem că persoana cu care vorbim și ne întâlnim pentru că vrem să ne căsătorim, trebuie să o analizăm din toate punctele de vedere. Și pentru a analiza o persoană din toate punctele de vedere, este nevoie să avem ochii minții cât mai deschiși și este nevoie de cât mai mult timp petrecut împreună cu acea persoană, nu de o singură întâlnire. Păi dacă la tine analiza persoanei respective se sfârșește după prima întâlnire doar, de ai și trecut-o în agenda telefonului soțul meu iubit sau soția mea iubită, te întreb când a început atunci.
Prima greșeală pe care doamna Daniela Roba a făcut-o la prima întâlnire cu cel ce a devenit soț, iar după un timp a vrut să o omoare, a fost să-și adoarmă mintea trecându-l în agenda telefonului soțul meu iubit, deși era doar la prima întâlnire cu el. A doua greșeală. Când ea s-a dus să facă nota de plată, eu am sunat-o pe sora mea și i-am spus: Ana, da, m-am mărit. Cu cine? Hai, lasă-mă, zice, hai, lasă-mă, hai, că... Nu, nu, nu. A doua greșeală pe care eu cred că doamna Daniela Roba a făcut-o la prima întâlnire cu cel ce a devenit soț, iar după un timp a vrut să o omoare, a fost să-și dorească să se mărite cu el după o singură întâlnire. Asta ca să vedeți cum greșeala de a trece în agenda telefonului soțul meu iubit, o persoană cu care te-ai întâlnit pentru prima oară, aduce după ea altă greșeală, și anume dorința de a te și mărita cu acea persoană, fără să realizezi că ești doar la prima întâlnire. Fetelor, ascultați-mă. Când vă vine gândul că ar trebui să vă măritați cu cineva cu care tocmai v-ați întâlnit pentru prima dată, gândul acela, să știți că nu-i de la Dumnezeu. Nu e un gând care să ducă la ceva bun. Gândiți-vă doar că la prima întâlnire este multă falsitate de obicei. Inclusiv voi sunteți falsă. Folosiți-vă rațiunea de-a lungul timpului. Lăsați timpul să arate cum este cu adevărat acea persoană și dacă este bine sau nu să vă măritați cu ea. Nu vă lăsați păcălite de haine, de telefon, de ceas sau de mașina cu care a venit persoana respectivă la întâlnire. Nu vă lăsați păcălite nici măcar de cum vorbește și se comportă persoana respectivă la prima întâlnire, pentru că adevărul este că la prima întâlnire amândoi vă veți strădui să fiți perfecți, adică alte persoane decât sunteți voi în realitate. Băieți, raționați și voi. Aveți grijă că unele fete nu vorbesc doar cu un singur băiat când vor să se mărite. Nu vă adormiți nici voi mintea spunându-vă că ați descoperit fata cu care doriți să vă căsătoriți după prima întâlnire doar. Fata cu care dorește un băiat serios să se căsătorească o descoperă după întâlniri nenumărate cu ea. Întâlniri care îl ajută să descopere tot mai mult cum este ea cu adevărat și să poată trage concluzia dacă este sau nu este fata potrivită pentru el. Nimeni nu are cum să descopere dacă persoana cu care se vede pentru prima oară este sau nu este persoana potrivită. Suntem oameni, avem nevoie de timp pentru a ne cunoaște cu adevărat, nu suntem Dumnezeu. A treia greșeală și ultima. L-am cunoscut pe unul, zic, e prima întâlnire, are ochii verzi, vreau să-ți spun că cu ăsta m-am mărit pentru că ăsta sigur îmi face copii frumoși. Eu vreau pe ăsta să-l iau de bărbat, nu, nici nu, să nu te gândești. Hai, Dana, lasă-mă, zice, iar tu cu ale tale. Zic, nu, crede-mă, chiar așa va fi. Și așa a fost să fie. A treia greșeală pe care eu cred că doamna Daniela Roba a făcut-o la prima întâlnire cu cel ce a devenit soț, iar după un timp a vrut să o omoare, a fost să pună accent prea mult pe latura fizică a lui. Ați observat că dumneai spunea că vrea să se mărite cu el pentru că avea ochii verzi și sigur îi va face copii frumoși. Acum eu nu spun prin asta că dumneai nu a văzut și alte calități la el. Eu doar spun bazat pe acest clip că latura fizică a fost decisivă. Și când afirm că tu te măriți cu o persoană pentru că are ochii verzi și că sigur îți va face copii frumoși, ai o mare problemă și riști să deschizi ușa largă altor probleme, ceea ce s-a și întâmplat în cazul dumneai. Dacă privim lucrurile și din punct de vedere creștinesc, felul acesta de gândire cu privire la alegerea partenerului de viață nu are nicio legătură cu creștinismul și cu Sfânta Scriptură. Scriptura vorbește despre anumite criterii după care noi ar trebui să ne alegem partenerul de viață dacă vrem să ne fie bine. Din păcate constat nu că foarte mulți creștini nu aplică criteriile lăsate de Dumnezeu în Scriptură când vine vorba despre alegerea partenerului de viață, ci că foarte mulți nu au nici măcar un minim de logică sănătoasă când își aleg partenerul de viață. Pentru că îi văd luând tot felul de decizii care nu au nicio logică, iar apoi îi văd consolându-se cumva cu faptul că asta este crucea pe care mi-a dat-o mie Dumnezeu, când în realitate ei singuri și-au luat o astfel de cruce datorită deciziilor greșite pe care le-au luat încă de la început. Bun, vreau să închei acest clip recapitulând cele trei greșeli pe care doamna Daniela Roba le-a făcut la prima întâlnire, cu speranța că cei care încă nu ne-am căsătorit vom învăța din greșelile altora și ne vom aduce aminte că este greșit după prima întâlnire cu o persoană să o și trecem în agenda telefonului soțul meu iubit sau soția mea iubită. Este greșit să ne vedem deja căsătoriți cu o persoană cu care ne-am văzut fizic pentru prima oară,
și este greșit să ne căsătorim cu o persoană doar pentru că are ochii de o anumită culoare și ne gândim că această persoană sigur ne va face copii frumoși. Acestea fiind spuse, dacă vi se pare de folos acest clip, distribuiți-l mai departe ca și alții să cunoască adevărul și astfel să deveniți și dumneavoastră părtași la răspândirea adevărului împreună cu mine. Abonați-vă de asemenea la canalul de YouTube Factorul Decisiv, dacă nu ați făcut-o deja, și apăsați clopoțelul ca să puteți să fiți anunțați de fiecare dată când voi posta un clip nou. La revedere!